Specialiștii sanitari veterinari sălăjeni asigură că produsele alimentare, inclusiv laptele și carnea aflate la vânzare pe piața sălăjană, sunt sigure, fapt confirmat în urma analizelor efectuate. După cum toată media a cunoscut, au fost câteva situații întâlnite în România în ceea ce privește produsele alimentare de origine animală și aici în special mă refer la produsele din carne și la produsele lactate. Vreau să vă spun că la nivelul județului Sălaj nu există niciun dubiu că ar exista produse contrafăcute cu substituirea speciei. Nu există lapte contaminat cu aflatoxină. Am primit buletinele de analiză de la laboratorul de referință și nu avem nicio depășire la parametrii prevăzuți de legislație. Ar trebui să avem mai mare încredere în produsele românești în medie tot. Cu siguranță, activitatea Direcției Sanitar Veterinare, activitatea operatorilor economici face și ne îndreptățește să credem că produsele sunt bune, se pot consuma, iar rolul nostru este atunci când găsim acele depășiri să retragem de la consum produsele respective. În județul nostru nu există niciun fel de dubiu că aceste produse ar fi contaminate sau ar fi cu substituirea de specie. Am luat toate măsurile și am făcut toate inspecțiile necesare atât în marile magazine cât și în depozitele alimentare și nu avem probleme de acest fel.